Bună ziua, dragii mei, eu sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre structura oului. Oul reprezintă în structura sa următoarea componente principale, gălbenușul, albușul, membranele cocilifiere, camera de aer și coaja oului. Gălbenușul la ou proaspete se găsește în centrul oului și este ținut în această poziție de niște benzi de albuș răsucite numite salaje. Culoarea normală a gălbenușului variază de la galben mai deschis până la galben roșiatic sau portocaliu închis. Intensitatea culorii depinde de felul alimentației păsărului, iarna gălbenușurile fiind mai puțin colorate, în timp ce în lunile de vară coloritul este mai intens datorită consumului mărit de nutrețuri verzi bogate în pigmenți, special în caroten. Albușul constituie o masă transparentă aproape incoloră cu nuanță ușor verzuie, foarte mobilă, care înconjoară gălbenușul în toate părțile și este dispus în straturi concentrice de consistență diferită. Membranele cocilifere, care sunt în număr de două la ou, foarte proaspăt, imediat după ce a fost ouat, sunt strâns apropiate una de alta, iar pe măsură ce se evaporă lichidele din componentele interioare ale oului, albușul și gălbenușul își micșorează volumul. În golul astfel format în interiorul oului pătrunde prin pori cojii aerul ce se acumulează la polul rotund al oului, iar membrana internă, fiind mai subțire și mai elastică, se retractă și formează așa zisă cameră de aer a oului. Camera de aer la început este foarte mică, cu un diametru de 3-4 mm, ea însă se mărește treptat pe măsură ce se evaporă lichidul din nou, ajungând după câteva zile la circa 2 cm, de reținut că imediat după ouat, ouăle nu mai au cameră de aer, apare între 1 și 10 ore de la ouat. Coaja are o grosime ce variază între 0,33 și 1,58 mm în funcție de specie și alimentația păsărilor. Toată grosimea cojii este trebătută de orificii numite pori, care se găsesc în număr de 5.000 până la 9.000, având o repartizare neuniformă pe suprafața cojii. De exemplu, numărul lor este dublu la polul rotund în dreptul camerei de aer. Suprafața oului este acoperită cu o peliculă foarte subțire formată prin uscarea substanțelor mucoide din oviduct. Această peliculă joacă un rol protector, oprind evaporarea excesivă a lichidelor din interiorul oului și împiedicând într-o oarecare măsură pătrunderea murdăriei sau a diferiților microbi. Cu stimă și respect față de persoanele care urmăresc videoclipurile, eu sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Ne vedem data viitoare în un videoclip. PS, nu uitați să dați like, dislike și dacă v-a plăcut un pic mai mult, dragii mei, vă rog, abonați-vă!